Andreea Mantea a făcut un anunț important în prima gală din noul sezon al emisiunii Casa Iubirii. În fiecare săptămână în gală, există eliminări sau nu? Iată ce reacții s-au stârnit în rândul concurenților. Emoții mari și suspans în prima gală din noul sezon Casa Iubirii. Concurenții au așteptat cu nerăbdare să afle dacă va exista sau nu o eliminare. Iată ce veste uluitoare a adus Andreea Mantea și ce s-a întâmplat în platou. Prima săptămână din cel de-al treilea sezon al emisiunii Casa Iubirii s-a încheiat cu o seară de cală, presărată cu momente de senzație, dar și cu situații tensionate, iscate între concurenți. Aceștia au așteptat cu emoții să afle ce se va întâmpla în prima cală. Dacă vreunul dintre ei va pleca acasă. În cele din urmă, Andreea Mantia a făcut anunțul mult așteptat atât de către concurenți, cât și de către telespectatori. În prima gala noului sezon Casa Iubirii, concurenții au avut parte de o seară plină de emoții, suspans, dar și tensiuni de pomină. Pe de o parte, Ștefania și-a exprimat nemulțumirea față de atitudinea adoptată de Robert, acuzându-le că a fost mult prea direct în prezența ei. Iar pe de altă parte, Julia a mărturisit că nu are deplină încredere în intențiile lui Rob și a subliniat faptul că tânărul a ales-o mult prea repede pe ea, deși își exprimase admirația și pentru Virginia la început. Însă aceste situații tensionate au culminat cu cel mai așteptat moment al serii, în care Andreea Mante a făcut un anunț important despre ceea ce se va întâmpla în gală. Concurenții au așteptat cu sufletele la gura să afle dacă vreunul dintre ei va fi sau nu eliminat. După câteva momente de suspans, prezentatoarea emisiunii a anunțat că nu va exista eliminare de această dată și de asemenea nu va fi desemnat nici favoritul săptămânii, deoarece a trecut doar o săptămână de la debutul noului sezon, iar telespectatorii mai au nevoie de timp pentru a-i cunoaște pe noi concurenți și de a-și forma păreri despre ei pentru a începe să-i voteze și să-și susțină preferații.